amendație după ce și-au aruncat gunoaiele la voia întâmplării pe un câmp de la marginea orașului Craiova. Este cazul mai multor cetățeni care au fost surprinși de polițiști și amendați pentru gestul lor. Autoritățile locale au decis să sporească echipajele de patrulă din zonele cu probleme, care, în scurt timp de la igienizare, devin adevărate gropi de gunoi. Echipaje mixte formate din lucrători ai salubrității și poliției locale Craiova au început să patruleze în zonele devenite adevărate depozite ilegale de gunoi. Autoritățile au decis să înmulțească acțiunile de supraveghere și control în condițiile în care, imediat după ce sunt igienizate, câmpurile se umplu iar de deșeuri. Sunt terenuri virane unde se aruncă frecvent deșeuri, în mod special provenite din construcții. Toți cei care au fost surprinși în timp ce încercau să scape de gunoaie sau moloz au fost amendați pe loc, sancțiunile fiind aplicate de către Poliția Locală a municipiului Craiova. Persoanele prinse în flagrant erau din Craiova și Bucovăț, a precizat Cristina Ghenea, purtătorul de cuvânt al SC Salubritate Craiova SRL. Acțiunile autorităților locale vor continua și în perioada următoare, iar cei care sunt prinși că aruncă gunoaiele la voia întâmplării riscă amenzi uriașe.